Hei, bună! Eu sunt Anca și bine v-am găsit la un nou video. Practic un nou unboxing, că tot am avut unboxing și miercuri, doar că de data aceasta avem unboxing Oriflame, cel al campaniei cu numărul 8. Nu știu cum se face de uneori, la începutul lunii Avon Oriflame vine așa una după alta, dar asta este, avem și astăzi un unboxing și vă spuneam că este cel al campaniei 8 de la Oriflame, ce a început pe data de 2 iunie și se va termina pe 22 iunie, așa arată catalogul, o să vă las eu imagine aici pentru că dacă ați văzut unboxing-ul din campania 7, vă spuneam acolo că nu am primit catalogul în format fizic, nu știu de ce, n-am înțeles nici până acum, dar el este, îl am în format electronic, nu este nicio problemă pentru mine, ba chiar îmi place super mult acest lucru, așa că da. Bun, și uitam să vă arăt catalogul următor, pentru că, hei, dacă n-am, mi-am ieșit din mână, cred. Catalogul campaniei cu numărul 9, așa arată, el va începe pe 23-a 6-a și va dura până pe 12-a 7-a și se lansează două parfumuri noi, Se, Swedish Experience, se numesc acestea, la 90 de lei va fi un astfel de parfum, sincer să fiu, da, mi-a trânde niște chestii, nu știu, le-am tot găsit și prin colet hârtiuțe așa micuțe din catalog. Și vă spuneam că nu prea simt că mă tentează, asta deoarece am primit și două mostre, le-am mirosit în catalog, o să mirosesc și aceste mostre, dar nu prea simt că este așa ceva pe gustul meu sau care să mă atragă super, super tare. Ele au o concentrație ridicată de parfum, ceea ce ok, este ok, înseamnă că sunt persistente, dar na. O să vedem oricum aceste mostre, de fapt nici nu cred că o să le desfac, sincer, să fiu ce o să le dau așa mai departe, dar da, vin și ele în catalog, vă apar acolo când dați comandă la final, dacă nu le doriți le puteți șterge din comandă. Bun, și haideți să intrăm așa în produse și mi-am comandat eu un cleanser din acesta multifuncțional, spuneau ei, din gama aceasta Urban Guard 3D, gama nou lansată pentru față, din, de fapt, colecția nou lansată din gama Optimals. Acesta a fost 26 de lei și este și gel de curățare, exfoliant și mască. Vine în cantitate de 125 de mililitri și are o valabilitate de 12 luni de la deschidere și mai scrie aici ceva, dar este și tubul este reciclabil, ceea ce este super fain, așa că da, o să îl încerc, o să văd despre ce este vorba. Nu am încercat încă mostrele cremelor de zi și de seară, asta deoarece acum am hotărât să-l iau și pe acesta, am zis că măcar două zile cât mă ajung și acele mostre de cremă să le încerc împreună, așa că voi reveni cu siguranță în unboxing-ul următor cu ceva impresii despre aceste produse. Și la comandarea de produse, nu mai știu sigur dacă din toată gama Optimal sau doar din gama aceasta 3D, dar vă las catalogul în descriere și puteți să dea acolo, puteți achiziționa, erau 4 produse, vă puteți alege un produs din acesta din tot din gama Optimal la doar 12,50 lei, el fiind 21 de lei în mod normal redus, dar dacă vă achiziționați un produs de genul acesta, îl puteți achiziționa, vă puteți alege un produs de genul acesta cu 12,50 lei, iar eu am optat să-mi iau crema de curățare, gel cremos pentru curățare. Din să cred că l-am mai avut, sincer să fiu, asta deoarece gama Optimal zic că este acum așa într-o transformare pe partea de ambalaje, pe partea de formulă, voi vedea și voi afla. Și el la fel are 12 luni de valabilitate de la data deschiderii și la fel este reciclabil, ceea ce iarăși este super, super ok. Și ce-mi place, acum mi-am dat seama și simt la mână, și partea aceasta de etichetă de deasupra, cel puțin la acesta, nu mai este din plasticul acela lucios, ci este așa mată și mai spre hârtie, așa că da. Le voi încerca și voi reveni cu ceva impresii și dacă tot suntem la partea aceasta de îngrijire a tenului, zic să termin cu ea, mi-am comandat și două măști, masca aceasta Essential cu vitamina E și ulei de canola și masca aceasta Royal Velvet cu infuzie de iris negru,
Tot vreau eu de ceva timp să le încerc, nu prea le-am dat atenție până acum, așa că am zis că ok, hai să mi le iau și eu totuși să le încerc și să văd care este treaba. Din gama aceasta Essential am mai folosit gelul de curățare de câteva ori bune, am folosit și crema de față, așa că știu că mă înțeleg cu ea. Iar din gama Royal Velvet am mai tot folosit crema de ochi. Aceste măști sunt la 4 lei fiecare în catalog. Au, aceasta are 10 ml, iar aceasta are 5 ml. Cred că ea va ajunge pentru o utilizare, iar ea cam pentru două utilizări, sinceră să fiu. Așa că da, voi avea ocazia să le încerc și să văd despre ce este vorba cu ele. Apoi, mi-am recumpărat pe partea de pastă de dinți, era în ofertă acestea două, cea Crystal White și cea Total Protection. Dacă mă urmăriți, știți și v-am mai tot spus prin diverse clipuri, fie unboxing-uri, Oriflame, fie produse terminate, că îmi plac aceste produse, sunt ok cu ele, mă înțeleg foarte bine cu ele. Bine, le mai alternez, folosesc una, două dintre acestea și apoi mai folosesc și o alta, de regulă Colgate, sincer să fiu. Așa că da, au fost la ofertă la 11 lei bucata, așa că mi le-am recumpărat să le am, pentru că chiar o deschisesem pe ultima din această gamă și eu sunt ok cu ele. Aceasta parcă are puțină mentă, adică cel puțin pentru mine și cum simt eu, pentru că sunt puțin alergică și nu suport menta și sincer, este dificil pentru mine să găsesc o pastă de dinți care să mă înțeleg, dar în timp am reușit să mă înțeleg cu ele și să fiu ok și n-am să știu ce și cum să le dozez să fie ok pentru mine. Și dacă tot vorbim de gama aceasta de îngrijire a danturii, mi-am recomandat. Mi-am recumpărat și periuța de dinți din gama Optifresh, este aceasta cu perimoi. Pentru dinți sensibili este 16 lei în catalog. Eu mă înțeleg super bine cu ea. Eu am o sensibilitate pe gingii și mi este foarte greu să descoperiță de dinți care să mă înțeleg perfect și care să nu-mi cauzeze diverse răni și alte probleme. Am și periuță electrică, le mai folosesc cumva ba pe una, ba pe alta, dar încerc cumva să-mi găsesc o periuță din bambus care să fie mai ok, dar din ce am văzut până acum și ce mi-a trecut așa puțin prin mână, din păcate au cam de regulă perii medii sau tari, ceva cu perii foarte, foarte moi, eu nu am găsit încă să știu că mi se potrivește mie și să fiu ok cu ea, așa că până atunci ea este alegerea mea, ne înțelegem foarte bine, sunt foarte ok cu ea. Și iarăși un produs pe care mi l-am recumpărat este acest CC Hair din gama HairX. Este un produs super fain pe care eu l-am descoperit anul acesta, sincer să fiu, deși îl aveam în casă, cred că de anul trecut, dacă nu mă înșel. Este un produs ce are, este un spray tratament cu 22 de beneficii, atât pe parte de revitalizare a părului, de strălucire, de hrănire a părului, are... am spus 22 de beneficii, în catalog le găsiți pe toate enumerate. Eu m-am înțeles super bine cu el, sincer să fiu, motiv pentru care mi l-am și recumpărat, deoarece mi-a plăcut super mult și a fost și la ofertă la 18 lei. Desigur, dacă sunteți consultant Oriflame, cum v-am mai spus, pe lângă prețul de catalog mai aveți și discountul aferent comenzii. Așa că da, am zis că este momentul să mi-l recumpăr, pentru că chiar am fost super ok cu el și mi-a plăcut super mult și na, am zis că nu poate lipsi de acolo de lângă mine. Mai am câteva produse și mai am pe comandă un, ce este acesta, balsam din gama Love Nature, este cel cu ulei de cocos. El a fost la 16 lei, grâu și ulei de cocos, da. A fost la 16 lei în catalog, este în cantitate de 250 de ml și mă uitam că formula este din aceea biodegradabilă, de spun ei că nu afectează partea de apă și desigur cred că și recipientul este reciclabil pentru că îmi place și am început să dea o atenție în acest sens de ceva timp, cei de la Oriflame, nu de acum, cam din anii trecuți au început să pună accent pe partea aceasta de respect față de mediu, așa că da,
Este și el acesta este pe comandă și iarăși pe comandă mai am această cremă de față cu SPF 50 din gama Novage. O găsiți la 35 de lei în catalog și da, pot să o desfac să vă arăt recipientul. Nu o să o desfac cu totul, așa arată ea. Eu am avut 30 de mililitri, iar da, eu am avut-o în anii trecuți, de cam de când a apărut, dar știu cu siguranță că vara trecută am avut-o și chiar personal m-am înțeles ok cu ea, nu a fost nimic. Mi-aduc aminte că nu lăsa pelicula albă și că o foloseam și pe sufon de ten, așa că, da, anul acesta, sincer, pentru moment nu mi-am mai recumpărat-o, deoarece am în acest moment destule creme de față cu protecție solară, așa că am zis că întâi vreau să le folosesc pe acelea și apoi să vin să îmi mai cumpăr și altceva pe lângă ele. Taxa de transport, am ales să o înlocuiesc cu această cremă de protecție solară, că tot vorbeam mai devreme, este din gama Sunzone cu SPF 30, este testată dermatologic și ar avea protecție ridicată. Ce nu am văzut eu, sincer, să fiu pe ea atunci când am comandat-o, bine, de regulă nu stau foarte mult să analizez produsele care înlocuiesc aceste taxe, mă uit să văd care îmi convine, dacă cea de la taxa de manipulare și să mai plătesc doar 6 lei transport sau cea de la transport și să nu mai plătesc absolut nicio taxă, dar am văzut când am primit coletul că scrie pe ea care Whitening Protector Face and Exposed Area. Acel Whitening Protector sper că nu este peliculă din aceea albă foarte puternică sau dacă este, că este așa mai chill. O să văd, o să încerc, o să o testez. Bine, oricum, dacă este să aibă pelicule din aceea, o să o folosesc atunci când merg la plajă și stau efectiv de bunăvoie și nesilită de nimeni cu fața expusă în soare. Nu o să o folosesc pe sub machiaj pentru că nu-mi place, sinceră să fiu, ce efect dă. Bun, iar pe partea de unboxing, cam acestea au fost produsele. Mai am și am de fapt un singur produs pentru care vreau să spun așa un scurt review și cum mi s-a părut în perioada aceasta de când l-am comandat în campania trecută și până acum, și anume palețica aceasta de ochi și de față. Ea se găsește și în catalogul curent, este tot la 65 de lei parcă și are 4 nuanțe de fard și 2 nuanțe pentru ten și anume o nuanță de blush și una de highlighter. Toate sunt, cel puțin fardurile pentru ploape, toate sunt lucioase cumva și satinate, nu avem niciun fard mat aici. Blush-ul este super, super fain și îl ador și m-am îndrăgostit de el, deoarece are și iluminator în el, iar atunci când îl aplici pe ten sau, de exemplu, pentru vară, dacă vrei un machiaj foarte lejer, să nu fie încărcat, dar totuși să ai acolo un luciu în obraj, sincer să fiu, mi se pare perfect din acest punct de vedere, pentru că îți dă și culoare, îți dă și acel luciu și dacă vrei ceva simplu, vă spuneam, și să nu încarci tenul, nici nu mai este cazul să vii cu highlighter să îl aplici. Eu le-am tot folosit, le-am folosit și pe pleoape, le-am folosit și pe, mă refer la acestea de față, că le-am folosit și pe pleoape, sunt super faine, îmi place, zic că își merită bănuții. Singura chestie care nu îmi place la ele este atunci când vii cu pensula și o pui pe aceste penuri, lasă praf, dar lasă praf aici în paletă, adică dacă vin și iau cu pensula, aici devine așa cumva prăfoasă, am șters-o eu acum înainte pentru că era plină pe aici, dar în schimb am văzut că atunci când o folosesc pe ochi sau pe ten, nu lasă folau, nu pică, nu nimic și se așează fardurile super, super fain. Am și un video de machiaj filmat cu ea. De fapt, am un video de machiaj cu produse Oriflame. Nu a apărut încă. O să apară imediat după acesta. Bine, imediat după acesta, miercuri. Este filmat, este editat, este și programat, v-am spus, pentru 16 iunie. Deci, imediat după acesta. Bine, impropriu spus imediat, pentru că imediat este luni, când avem tematic Monday. Dar pe 16, miercuri, o să vină videoul cu machiaj cu produse Oriflame, unde acolo mă joc și mă distrez cu domnișoara aceasta, când încă, cred că era la, o folosim doar de câteva ori atunci la momentul respectiv, dar de atunci am mai tot folosit-o și da, îmi place și îmi place super, super mult, este perfectă pentru poșetă, este perfectă pentru călătorii. Și sincer să fiu, și merită bănuții 65 de lei. Dacă sunteți consultați, mai punem și un discount de minim 23%, pentru că dacă o luați pe ea
și, nu știu, vă mai luați încă un produs, deja aveți comanda minimă de 70 de lei și deja aveți și discount. Așa că da, eu o voi folosi în continuare pentru că îmi place super, super mult. Bun, și acesta a fost unboxing-ul. Așa scurtuți, nu au fost ele multe produse și multe dintre ele, cel puțin cele comandate de mine, au fost recumpărate. Ceea ce înseamnă că da, mi-au plăcut, le-ați mai tot văzut, ori prin empty suri, vă spuneam, ori prin unboxing-uri. Domnișoara aceasta, am venit acum cu impresia despre ea și vă spuneam, miercuri pe 16 avem video cu produse, avem video de machiaj cu produse Oriflame, așa că da, va fi aici pe canal și vă aștept să-l vizitați și să-l vizionați și pe acela. Până una alta, eu vă super mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu v-ați abonat încă la acest canal și vă place ce ați găsit pe aici pe la mine, vă invit să o faceți, să dați un subscribe, să dați un like dacă v-a plăcut acest video. Eu vă mulțumesc super mult, iar până data viitoare vă doresc să aveți o zi minunată! Vă pup!